Salutare! Facem rezumatul highlighter săptămânii la nivel național în cercetășie, episodul 4. Campania noastră de strângere de fonduri pentru continuarea programului pandemic pentru patrule și anul viitor continuăm. Puteți să donați la donează.scout.ro. Săptămâna asta suntem recunoscători actorului Marius Manole pentru susținere și, dacă credeți și voi că cercetășii fac lucruri faine și utile, acum e un moment bun să ne ajutați să continuăm programul și în 2021 tot legat de PPP, dacă crezi că poți să contribui cu conținut, cu provocări, cu activități, mai ales pentru exploatori și seniori, căutăm colegi care să ni se alăture din ianuarie în echipa de proiect. Săptămâna asta am participat și la sesiunea de ateliere din cadrul Școlii Române de Dezvoltare, unde și au prezentat rezultatele unui proiect Fine SDG Starter Pack, care parte din angajamentul nostru față de educația pentru dezvoltare durabilă, direcție pe care, după cum știți, o urmărim în cercetășie. Evenimentul aflat la ediția a 12 a fost organizat de prietenii noștri de la FOND, Federația Organizațiilor Non-Guvernamentale pentru Dezvoltare din România. Continuăm să căutăm colegi pentru echipa noastră de comunicare. Dacă e un domeniu în care crezi că poți să contribui, să spunem lumii uh, despre toate lucrurile faine pe care le fac și peste tot în țară, poți în continuare să te înscrii pe echipenaționale.scout.ro. Ieri, sâmbătă, a avut loc ceremonia de distribuire a Luminii Păcii la Salzburg, în Austria. Lumina Păcii un proiect inițiat de acum mai bine de 30 de ani de cercetași austrieci și reprezentată de uh, o flacără aprinsă la grota de la Betlem, care este oferită în preajma Crăciunului cercetașilor în cadrul unei ceremonii ecumenice și apoi delegațiile de cercetași duc lumina în țările și în comunitățile lor. În mod excepțional, din cauza pandemiei, anul acesta delegațiile țărilor au putut fi prezente doar online și am fost și noi acolo și distribuirea luminii se va face de către cercetașii din, cercetașii din țară în țară, practic, în România, ajungând lumina prin Organizația Națională a Cercetașilor Maghiari, marți la Vama S-au lansat ieri înscrierile și pentru contingentul românesc la Mutul din 2022. Mutul este un eveniment mondial adresat seniorilor, care are loc odată la 4 ani și care se va întâmpla acum în Irlanda, în 2022. Este un once in a lifetime opportunity, să zic așa. Așa că dacă aveți vârsta potrivită în 2022, e ceva care merită luat din calcul, chiar dacă nu e neapărat ieftin. Astea sunt veștile de săptămâna asta. Ne auzim săptămâna viitoare. Cata oricând!